O femeie de 26 de ani a fost înjunghiată în această dimineață de bărbatul cu care se află în divorț, chiar în fața grădiniței unde își lăsase copiii. Reporterul Observator, Claudiu Loghin, vine cu ultimele informații. Claudiu, bun găsit! În ce stare este victima? Bun găsit, victima este în stare foarte gravă, este în operație din informațiile pe care le avem aici la Spitalul Clinic Județean din Brașov. Agresiunea s-a petrecut în această dimineață la ora 8:40 de minute în incinta, în curtea grădiniței numărul 24 din Brașov, acolo unde femeia în vârstă de 26 de ani și-a dus fata în această dimineață. Femeia a fost atacată cu un cuțit, a fost înjunghiată odată, însă a fost afectat un vas major de sânge și în ciuda intervenției inițiale a îngrijitoarelor de la grădiniță, femeia a sângerat masiv. A ajuns foarte rapid la fața locului un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Brașov. Femeia a intrat de două ori în stop cardiorespirator, de două ori a fost resuscitată și în prezent, din informațiile pe care le avem, este în operație aici la Spitalul Clinic Județean din Brașov. Bărbatul în vârstă de 33 de ani, presupusul ei agresor, a fost prins de poliție la o adresă situată la 200 de metri de locul agresiunii, a încercat să își pună capăt zilelor din informațiile pe care le avem, tot cu un cuțit, tot cu o plagă în zona gâtului, însă o plagă superficială, și el este aici la Spitalul Clinic Județean din Brașov, însă evident este în custodia și sub supravegherea strictă a polițiștilor. Ancheta în acest caz continuă. La fața locului au fost echipaje ale Serviciului Criminalistic din cadrul IPJ Brașov, pentru că este o anchetă complexă care trebuie să stabilească în ce condiții s-a produs acest atac la grădinița din Brașov.